Întrebat care este stadiul blocurilor de locuințe din municipiul Târgu Jiu în pragul sezonului rece, primarul Marcelo Romanescu a declarat că în toate blocurile anele și de locuințe sociale, centralele sunt pornite. În ultimele două săptămâni, reprezentanții primăriei și angajații societății Edilitara au efectuat deplasări în teren pentru a verifica dacă cetățenii dispun de condițiile unui trai decent. Centralele în momentul de față sunt pornite la toate locuințele sociale și anele pe care le deține primăria municipiului Târgu Jiu în patrimoniu. De două săptămâni, angajați ai primăriei Municipului Jiu și angajații societății Edilitara se deplasează la fiecare bloc în parte, pentru că acolo discutăm de centrale comune pentru cei care locuiesc în acele clădiri care ne aparțin, și săptămâna aceasta vor continua aceste verificări, în așa fel încât toți cetățenii care locuiesc în blocurile puse la dispoziție de către autoritatea publică locală, să aibă condițiile condiții decente. Asta facem, urmărim permanent, pentru că probleme mai apar și în cursul acestei ierni, dar din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu domnul director Deianu și cu domnul director Mincă, directorul direcției de patrimoniu, cred că nu vom avea probleme în această perioadă de iarnă. Problemele existente în relația cu furnizorii de utilități au la bază neachitarea facturilor de către asociații. Romanescu declară că primăria Târgu Jiu ține în permanență legătura cu acești furnizori, încercând să găsească înțelegere de ambele părți până când facturile la electricitate și la restul utilităților vor fi achitate. Sunt ceva probleme în relația cu furnizorii de, cu furnizorii de utilități, pentru că încă mai sunt asociații care nu și-au achitat în totalitate facturile. Și săptămâna trecută am avut mai multe discuții cu reprezentanții acestor asociații. Am încercat să înțeleagă că aceste utilități trebuie achitate și că toți deținătorii de utilități și toți furnizorii de utilități așteaptă la un moment dat achitarea măcar a unei părți din datoriile pe care le-au din, din trecut. Nu am stat cu mâinile în sân, așa cum. Se știe, ținem și noi legătura cu cei care furnizează astăzi agent termic, agent electric și apă și canalizare. Am încercat să găsim înțelegere, dar, pe de altă parte, odată ce ți -ai, ai, ai primit anumite drepturi, primind gratuit o anumită locuință, trebuie să-ți asumi obligațiile aferente funcționării acelei locuințe și creierii unor condiții decente în locuința pe care ai primit-o de la autoritatea publică locală.